Vasile Munteanu își dorea încă de la 15 ani să aibă o fermă de oi. Fiind pasionat de oierit, în 2010 face primii pași spre împlinirea visului. Își procură o casă la Suruceni, raionul Ialoveni, iar apoi un teren destinat stâinei de oi. 4 ani mai târziu și-a cumpărat 400 de animale. În 2014 au fost procurate primele animale și au fost... era o stână obișnuită aiciană. Și în 2016 o parte de oi le-am vândut, că erau oi moldovenești, nu erau profitabile, tot era o turmă destul de impunătoare. Și în luna septembrie nu mai aveai bani nici de salariați și nici de a întreține animale. Și atunci am hotărât să le vindem pe toate, să mergem pe hotare să strângem careva bani și în 2018 am reînceput. Eu fiind în Germania, tata fiind aici în Moldova și încet, încet am adus oi de rasă. La un an după ce s-a stabilit în Germania, Vasile și-a deschis o firmă de instalații electrice, după care l-a urmat în Germania soția și copiii săi. Deși avea un venit stabil acolo, Vasile a decis să revină acasă pentru a-și continua visul de a avea o stână modernă. Am hotărât să venim în Republica Moldova pentru că la noi în țară sunt perspective. În primul rând și în al doilea rând, ramura care am ales-o este o ramură care cumva nu e neapărat că era pe cale dispariție, dar cumva se duce la vale. Și eu, fiind pasionat de animale, dar în special de oi, da? Plus la toate sunt iubitor de produse lactate, cașcavaluri, brânzeturi, probabil sunt un gurmand în răit. Și am hotărât să investim într-o fermă de oi cu producții proprii. În prezent, ferma familiei Munteanu are peste 300 de animale. Vasile spune că a importat de-a lungul timpului mai multe rase de oi și 50 de capre. Am importat careva animale din Austria, o rasă de capre elvețiană, unicată în Republica Moldova, se numește rasa Toggenburg, cu o producție foarte mare de lapte, și anume lapte pentru brânzeturi, pentru că sunt careva tipuri de capri care produc lapte pentru consum și lapte pentru brânzeturi. Este o diferență totuși între ele. Și deja o rasă franțuzească, tot anul ăsta am importat rasă franțuzească, tot pentru producția de brânzeturi. Între timp, bărbatul a înstrăinat firma de instalații electrice din Germania. De firma am vândut-o, mai corect spus, am cadonat-o cuiva, tot un moldovan de-a nostru, care să ducă activitatea noastră mai departe. Pentru că noi aveam proiecte mari începute deja, clienți stabili. Firma era destul de ok și destul de profitabil, dar nu reușeam fizic să fiu și acolo și aici, mai ales că eu avem planul să mă focusez, mai ales că noi avem planul să construim și o fabrică. Vasile Munteanu spune că până acum a investit 150.000 de euro în afacere. Anul acesta a decis să aplice la câteva programe de stat, în speranța că va primi sprijin financiar pentru a importa 100 de animale din Austria. Prin IFA trebuia să fim scutiți de TVA, de Deva Mare. Efectiv, nu am mai fost scutiți și la un moment dat când au ajuns oile în animalele în vamă, am suportat niște costuri care nu erau în planul meu, în calculele mele, și care ne-au adus efectiv la destabilizare financiară. Noi paralel am cumpărat cereale, am cumpărat furaje, evident, pe datorii, că banii s-au dus în parcelă, trebuie de achitat transportul, după ce s-au descărcat animalele, trebuie de achitat în vamă, undeva în vamă am achitat la vreo 80.000 de lei. Bani care erau calculați să plătim lucerna procurată de la agricultori. Deși recunoaște că nu i-a fost ușor, Vasile are un sfat pentru cei care se gândesc să revină în Moldova pentru a-și deschide o afacere. Să vină acasă, să facem. Evident că mulți au criticat acțiunea mea sau părerea mea, dar sunt perspective. Sunt perspective, avem căi deschise pentru export, pentru import, adică circuit liber între țări. Și asta, deja nu mai suntem 30 de ani în urmă, când tu nu puteai să ieși în România să duci o gâscă, da? Adică acum ți-ai făcut acte frumoși, gospodăriești, și este o chestie la noi. Eu mă refer, nu știu cum sunt celelalte țări, dar uite, nemții, da? Cei care au lucrat în Germania au cumva altă părere și sunt cumva altfel organizați, cumva altfel văd și investițiile. Și mulți din Germania au învățat că, băi, dacă te-ai apucat să faci o chestie, tu o până la capăt. Nu te apuci azi una, mâine alta. În perioada următoare, familia Munteanu își dorește să construiască o fabrică unde să producă diferite tipuri de cașcavaluri din lapte de oi și capre.